Iarna nu se lasă pe drumurile din Harghita și Caraiseverin. Stratul de zăpadă ajunge și la o jumătate de metru. Drumarii au oprit toate vehiculele de mare tonaj pentru a se asigura că nu apar blocaje pe șosele. Iar în stațiuni, cabanierii și administratorii de telecabine au venit în ajutorul angajaților de la drumuri cu lopețile personale. Natura și-a arătat forța în ultimele zile. Pe drumurile din județul Harghita, unde a nins puternic, au fost probleme serioase. Zăpada s-a depus rapid pe șosea și a făcut mulți șoferi să se împotmolească. Dacă cineva vrea să vină să coboare, poate. Dacă cineva vrea să urce, să aibă lanțuri. Autoritățile locale au decis să aplice restricții pentru a evita blocaje mai mari. Se acționează cu absolut toate utilajele din bază. La un moment dat a trebuit să punem o restricție de 7,5 tone din cauza că ningea abundent. Zăpada depusă a ajuns la jumătate de metru. Această femeie care se îndrepta spre locul de muncă a fost dusă la drumul național de un alt localnic. De acolo a plecat cu autostopul. Iarna este grea și în județul Caraiseverin. Stațiunile Muntele Mic și Semenic sunt acoperite de un strat gros de zăpadă. Cabanierii și angajații de la instalațiile de teleschi au decis să nu aștepte sosirea drumarilor. Au luat lopețile și au trecut la treabă. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să evite pe cât posibil zonele afectate de vremea rea.